Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A dat în spectacol, a făcut declarații și a cumpărat în masă produse de la producătorii locali. Pungi după pungi, da, de la aproape fiecare gheretă sau tarabă. Foarte bune toate produsele, îi salut cu respect pe toți, zicea domnul Daia, dă și dă la cât e, 4, dă 4 kg, dă încoace, pune și dă la, pune și dă la, dă... Un exemplu pentru noi, da. Toți. Și până la ora 10, presa l-a tot filmat cum cumpăra și la un moment dat aghiotantul a zis, și până acum nu suntem nici la jumătatea turului, domnul ministru a cumpărat de vreo 5 milioane de lei vechi. Adică 500 de lei vechi, numai așa. Noi. 500 de lei noi. 500 de lei noi, numai așa, la pornire, domnul Daia. Și la un moment dat, de la atâtea cumpărături, Nea Petre a rămas fără bani și i-a cerut șefului de la Direcția Agricolă Județeană ceva lovele împrumut. Și mie ai că... ceva bani pe tine. Și ăsta i-a zis, n-am la mine nici 5 lei, șef. Ăla de frică că nu și mai recuperează, știi, exact, că asta e. Da. Când îți cere unul de ăsta, știi că șansele să-i mai înapoi sunt mici, da. De tot că la uită ți-e jenă să-i zici că e ministru, n-a ce. Domn ministru, ce. Și atunci n-am șeful nicio. Nu vreau numai cu cartă. Numai cu cartă. Dar după ce umplea plasele pentru poze și filmări, domnul ministru le dădea unui șef local care le distribuia înapoi la producători. Deci le-a dus, mă, pe toate înapoi la producători. Pe din spate, așa. Da. Și-a luat banii înapoi? Nu, domnule. Atunci foarte le-a frumos. Dat înapoi. Ce gest, da. Ce boier. Da, da, de ce le-a mai cumpărat dacă n-avea nevoie de ele? A fost genă să le dea de pomană. Așa le iei, știi, plâncând spom că îi cumpăra marfa și, bă, dă-i și înapoi. Da, da, vezi că oamenii s-au simțit jigniți. Producătorii au spus, a zis unul, m-am trezit cu produsele. Mă așteptam ca ministru să consume produsele noastre. Nu e normal să ne înjosească în fața presei, că achiziționează de la noi, iar apoi să ni le înapoieze. Avea prea multe, poate nu le-a înapoiat pe toate, mă gândesc. Eu poate zic doar că presa a văzut cum le dădeau pe toate înapoi, așa, pe toate înapoi. Se ducea aghiotantul, pac, le dădea, înțelegi? De mă, ia-le-te aici, că a fost doar de poză, ce nu înțelegi. N-are nevoie de... Domnul ministru are calitate, mă, nu de la ea, mă, de aici înapoi. Da, dar salutări domnului ministru și să ne trăiți și să ne mai oferiți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.